Asociația Grupului de Acțiune Locală GAL Muștelean și European a încheiat marți, printr-un bilanț, exercițiul financiar 2007-2013. În viziunea celor 12 reprezentanți ai localităților care fac parte din această asociere, ceea ce s-a realizat a fost peste așteptări. Banii absorbiți au fost în proporție de 90%, cu un total de 40 de proiecte contractate. Pe localități putem aminti Albeștii de Muștel cu două proiecte, Bughea de Jos un proiect, Cetățeni două proiecte, Dâmbovicioara 4 proiecte, Dragoslavele 3, Mioarele 5, Poenarii de Muștel 5 proiecte, Rucăr 7 proiecte, Stoienești 2, Valea Mare Preavăț 7 proiecte, Vălenii de Dâmbovița 1 proiect și Gal Câmpulung încă un proiect. La început toată lumea a fost destul de sceptică, după ce au văzut că începe treaba să meargă, fiecare primărie a venit cu cel puțin un proiect. Aproape fiecare primărie. Și la ora actuală ați acoperit toate primăriile pe care le aveți în GAL, au cel puțin un proiect? În afară de Bughea de Sus. Bughea de Sus de ce? Nu a aplicat la niciun proiect, nu știu să vă spun. Deci asta a fost. În rest toate primăriile au cel puțin un proiect. Sunt și primării cu două și cu trei, deci s-au mișcat. Sunteți mulțumiți de cum au acționat, cum au primarii pentru a obține fondurile? Putem spune că da. Au trebuit să fie un pic împiși de la spate, să le spunem așa, că erau niște bani care se pierdeau pur și simplu, puteau aplica, se ofereau sume nerambursabile, pentru primărie a fost de 100% finanțare și a trebuit să insistăm un pic. De acum se are în vedere ca în exercițiul bugetar 2014-2020 absorpția fondurilor europene și întocmirea de proiecte să fie mult mai bună. Ca o noutate, pe lângă comunele amintite, alături de Galul Muștelean și European, se vor mai alătura încă două comune, Schitu Golești și Lerești.